Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Reforma justiției este în capul listei cerințelor de la Bruxelles, iar autoritățile de la Chișinău fac eforturi în acest sens pentru realizarea unor reforme solide. Însă, cu toate acestea, există și elemente care încă se împotrivesc acestei reforme. Discutăm despre toate acestea în seara asta cu invitații noștri, doamna Olesia Stamate, deputat PAS și președinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Ion Guzun, expert juridic, director al Secretariatului Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Bună seara și bine ați revenit și dumneavoastră! Bună seara! Doamna Stamate, o să încep cu dumneavoastră, pentru că așa e politicos, și am să vă întreb, Comisia de Preveting începe audierea candidaților la funcția de membri pentru CSM, pentru Consiliul Superior al Magistraturii, chiar vineri cu primii trei candidați. Cine sunt aceștia și, în general, cum decurge acest proces de preveting? Cred că cel mai bine v-ar spune fie membrii Comisiei de Preveting, fie cei care vor trece prin acest exercițiu de preveting. Într-adevăr, primii candidați vor fi intervievați în această săptămână și sunt și eu curioasă să văd care va fi rezultatul acestei. Bine, nu vom afla imediat după interviu rezultatul. Rezultatele vor fi afișate sau anunțate mai târziu, deoarece în urma interviului Comisia probabil va avea nevoie de anumite informații de clarificare, de validare. Și deliberează cumva. Exact, exact. Și ulterior urmează să vină cu o decizie. Din câte înțeleg eu, până acum au fost adunate o serie de informații de la instituțiile de stat pe fiecare candidat. Le-au fost adresate întrebări acestor candidați la care ei au avut timp să răspundă și deja în baza deci toată această informație acumulată de la instituții și întrebările, răspunsurile la întrebările oferite de către candidați, urmează să fie formulate întrebările pentru interviurile propriu-zise și concluziile care vor rezulta în urma acestui întreg exercițiu să fie puse la baza deciziei comisiei de a promova sau de a nu promova candidatul. Dar câți candidați sunt? Am văzut că sunt chiar trei doamne. Doamnele deschid acest proces. Da, acum sunt trei, în total sunt 24, da? Încă 25. Judecători. Noi vorbim de membri, da. Judecători pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Da. Deci ați văzut dumneavoastră candidaturile sunt bune așa la prima vedere? Eu nu-i cunosc pe toți. Da. Și sunt printre, din lista întreagă de candidați, sunt și judecători care au o reputație bună, care au un nume bun în sistem. Sunt și judecători care au fost vizați în investigații jurnalistice, de exemplu. Da. Acum să vedem comisia de preveting. Se probează, exact. Și la comisia aceasta de preveting. Da. Domnule Guzun, cum evaluați dumneavoastră că funcționează lupta anticorupție până acum? Ne aflăm deja la un an de mandat al actualei guvernări și care sunt succesele pe care le vedeți dumneavoastră pe această linie anticorupție? M-a spus în colț. Noi, mai multe deficiențe care instituțiile de stat le-au creat de-a lungul timpului, indiferent că asta a fost Parlamentul, Guvernul, instituțiile specializate, pentru că noi nu vorbim doar de exercitare per se a puterii, noi vorbim și de responsabilitate, de executare anumitor procese, legi care au fost trunchiate. Dacă să vă dau un alt exemplu, dacă noi vorbim despre mai multe competențe în partea ce țin de lupta împotriva marii corupții sau corupției la general, noi vedem că, de fapt, Procuratura Anticorupție și CNA-ul și exercit mandatul lor anticorupție împotriva corupției mari la un nivel de 30%. Asta reșind din competențele care ele au și dosarele care ele examinează. Restul sunt altele care fie au fost lor distribuite sau corupția mică care nu trebuie să fie și nu trebuie să fie atât prioritare, exact. Dar asta au fost lucruri care au fost pe parcursul anilor care s-au adăugat până acum. Deci nu este o problemă care este acum. Este lucruri care s-au adăugat. Lucrurile importante care au trenat și destul de complexe, cum ar fi frauda bancară, landromatul rusesc, sunt dosare care se examinează de mult. Fostul
de fapt, generalul în rezervă, dar zicea că asta este biletristic, chetrarul la Curtea de Conturi. Da? Plus, nu uităm că noi am avut o serie de modificări sistemice la 10, dacă nu greșesc, la ținând de mandatul Centrul Național Anticorupție. Au fost modificări sau modificarea statutului Procuraturii Anticorupție, care nici până acum nu este reformat până la sfârșit. De exemplu, doamna procuror-șef, care este acum în funcție, adică nu are niciun drept să decidă asupra procurorilor care să fie detașați la dumneavoastră. Adică sunt o serie de lucruri care s-au făcut între timp, dar puterea politică, la un moment dat, nu și-a asumat că această schimbare să fie una autentică, pe bune, și plus la care s-a adăugat, între ghilimele, ajutorul oamenilor din sistem, procurori, judecători, executori, judecători și alte persoane care au pus rezistență la foarte multe procese, la care s-au mai adăugat truncherea de legi care s-au adoptat sau, mai bine zis, adoptarea unor hotărâri care au început să interpreteze cumva diferit legea decât așa cum a avut Parlamentul. Mai sunt și contestări care sunt la moment pendinte la Curtea Constituțională, de exemplu, pe îmbogățirea ilicită sunt mai multe de 8 sesizări la Curtea Constituțională. Deci, să nu privim această luptă sau lucru sau efort a acestui mandat la acestui parlament, dar și anterior, ca fiind un lucru că am ajuns undeva, dacă am avut câteva strategii de reformă a sectorului justiției și pe anticorupție, dar noi am mers cam haotic, nu le-am dezvoltat până la sfârșit. Și să fim, adică să recunoaștem un fapt, nicio putere politică, mai spun încă o dată, nu a vrut o reformă autentică a procuraturii, a sistemului judecătoresc, ca toate aceste instituții să fie puternice, să livreze justiția, dar să se înfăptuiască justiție, dacă mai corect să vorbim. Și acum trebuie să și noi să fim în pripă ca să urmărim lucrurile care le face Parlamentul, Guvernul și Președinția, pentru că câteodată vin inițiative la toate trei instituții, toate sunt urgente și lucruri care sunt accelerate, cred că, din mai multe ori, odată cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Da. Doamna Stamată, în viziunea dumneavoastră, de ce sunt tergiversate atât finalizarea urmăririi penale în cazul unor personaje precum Vlad Plahotniuc, sau deciziile în cazul unor procese, unor condamnați în prima instanță, așa cum este domnul Ilan Șor? Vis-a-vis de tergiversarea în instanță, cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat în Cahul. Da, adică, ani de zile. Exact, că s-au folosit, din punctul meu de vedere, subiectiv, probabil, dar cred că asta este și percepția majorității celor care au urmărit cât de cât ce s-a întâmplat. S-au folosit tot felul de tertipuri și instrumente juridice valabile pentru a tergiversa. Pentru că legea nu este foarte bună. Nu neapărat. Vedeți, o lege proastă în mâini bune merge, deci funcționează bine, și o lege bună în mâini proaste nu funcționează bine. Da? Este paradoxal cumva. Acum Ministerul Justiției lucrează la, deci pe de o parte la simplificarea procedurii penale, dar totodată și la revizuirea acelor norme care permit tergiversarea procesului. Da? Și noi, paralel la Parlament, fiindcă lucrăm la proiectul de modificare a legii cu privire la taxa de stat, ne gândim să impunem cu o taxă de stat cererile suplimentare în instanță pe aceleași temeiuri. Atunci când vine vorba de ridicarea excepției de neconstituționalitate, recuzări, deci cererile care sunt abuzive, nu care sunt justificate, da? Dar care sunt abuzive. Da, uite, da. Vrei să, așa, dacă judecătorul nu vrea să ți-o refuzi sau nu poate să ți-o refuzi, ești impus să plătești o taxă. Atunci te gândești de două, de trei ori, mai vrei sau nu vrei. Adică sunt anumite, ne gândim la anumite mecanisme care să îngreuneze. Descurajeze cel puțin. Exact, da. Să descurajeze cel puțin în măsura posibilității. Acum, din câte înțeleg eu, de când s-a mutat, dacă să revenim la dosarul Ușor, de când a fost strămutat la Chișinău, au fost intervievați mai mulți martori într-un an decât au fost în 5 ani la Cahul. Deci lucrurile se mișcă mai repede, deci aici. Există un progres. Exact, există un progres. Dar evident că și volumul de muncă a instanțelor de judecată, în general, în special în Chișinău, în general în țară, dar și în special, în mod special în Chișinău, este foarte mare și nu își permit să fixeze
Deci asta ar fi și o problemă obiectivă, da. în afară de aspectul tergiversării, care este folosit de regulă de avocați, da, deci una dintre părți sau de ambele. Mai este și aspectul obiectiv al instanțelor, care nu pot să fixeze ședințe peste 2-3 zile, da. Deci fixează o dată în 2-3 luni sau. Și aici este o situație. Aici știți, interesant, scuzați că vă întrerup. Este interesant că chiar vorbeam recent cu un judecător din România și am ajuns la acest punct și îmi zicea cum să procedăm mai bine. Eu sunt judic cauza, eu stabilesc ședința. Nu întreb când și cum se examinează. Că dacă avem 5 inculpați, marturi, în alta agenda mea depinde de ei. Dar noi dacă vrem să examinăm cazul, noi trebuie să examinăm în termeni restrânși. Și unele dintre aceste modificări care urmează să fie adoptate și aprobate în versiune finală țin anume sub acest aspect că în cazul în care, de exemplu, avocații poate nu sunt disponibili, este un avocat numit în oficiu și dosarul trebuie să meargă mai departe. În mod evident trebuie să fie o balanță dintre interesele inculpatului și a justiției. Absolut, dar noi vedem că anume în aceste cazuri selecte, dacă așa pot să zic, anume în aceste cazuri, acestea nu se duc la bun sfârșit, anume acestea se îngladă în justiție. Scuzați. Da. Vă întrebam și de Plahodniuc, pentru că chiar ați avut o postare acum câteva zile despre... Pe metal feros, da, din câte știu eu, dosarul este în judecată, pe alte capete de acuzare pe alte dosare urmează a fi expediate în curând în judecată. Bine că am aprobat legea care permite expedierea dosarului în judecată în lipsa învinuitului, deoarece până acum și asta constituia o problemă. Absolut. În mai multe cazuri. Deci acum nu mai este o problemă, da, este o procedură care trebuie respectată, deci nu pur și simplu procurorul, în momentul în care a finalizat urmărirea penală, îl expediază în judecată, deci trebuie să fie să se asigure că într-adevăr au fost toate măsurile necesare luate ca să poată fi identificat locul aflării, deci ca să îi se comunice învinuitul despre faptul că urmează a fi transmis dosarul în judecată, dar este o posibilitate, fiindcă până acum această posibilitate pur și simplu nu exista și atunci plecarea peste hotar era un mijloc de a scăpa de răspundere penală. Și, respectiv, pe mai multe dintre aceste dosare se avansează. El nu se avansează foarte, poate nu atât de repede pe cât am vrea noi și pe cât ar vrea cetățenii, dar și aici trebuie să fim foarte atenți ca să nu încălcăm anumite proceduri. Da. Deoarece orice procedură încălcată riscă dosarul să fie răsturnat atunci când ajunge în judecată sau să fim și condamnați la CEDO. Exact. Da. Dar și aici, deci eu cred că sunt și pe alocuri anumite acțiuni de tergiversare și de sabotaj, să nu le excludem pe asta și să nu zicem că totul este bine și frumos și în procuratură și în instanțele de judecată. Nu este așa, dar cu siguranță se muncește mai bine și mai mult decât se muncea. Asta vreau să vă întreb dacă observați un trend pozitiv în cel puțin în atitudinea procurorilor să investigheze astfel de cazuri și în atitudinea judecătorilor să le judece și să dea o sentință. Vedeți cumva că s-au schimbat lucrurile, pentru că știm, și dânșilor le era frică în anii precedenți să dea un verdict sau să înceapă o urmărire penală sau să o ducă până la capăt cum trebuie. În ceea ce observăm noi, dinamica cazurilor care sunt expediate în instanța de judecată, se pare că partea procurorilor totuși există o dinamică pozitivă. Acum eu sper foarte mult că aceste cazuri sunt și instrumentate corect. Da. Că asta este important. Că nu contează numai viteza, contează și calitatea lucrurilor. Exact. Sper să fie calitative. Asta ne dorim. Dar pe partea instanței nu putem să zicem încă că este de vreme. O parte dintre ele abia au fost expediate relativ recent în instanța de judecată, cu excepția cazului Șor, care a fost transferat de la Cahul la Chișinău. Și v-am zis că aici am văzut că au avut loc multe ședințe de judecată. Și cred că e pe final, din ce cunosc eu. Probabil. Audiat un martor, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte dacă e de la partea apărării sau din partea acuzării, dar oricum se apropie de final, de acolo și această situație pe care o avem astăzi pe străzi. Dar, domnule Guzun, cum apreciați dumneavoastră mersul acestor activități desfășurate de procurori și judecători în cazurile de rezonanță despre care vorbim? Și v-aș mai întreba, oamenii așteaptă rezultate, iar întârzieri poate pot fi decontate de partidul de guvernare? Eu cred că oamenii nu trebuie să aștepte. Trebuie să depună presiune pe
actuală, pe fosta guvernare, ca să schimbă lucrurile, să se facă schimbarea. Că nu de obicei cetățenii așteaptă schimbarea, cer schimbarea, dar nu fac nimic și nu se implică. Nu se implică. Una, doilea cum ar lucru... Cum să implice, să pună presiune? Sau cum vedeți dumneavoastră această implicare a cetățeanului de rând? Păi, de exemplu, sunt, dacă avocații, de exemplu, vorbesc, da, care zic că anumite inițiative ale Parlamentului nu sunt bune sau sunt defectuoase, să vină la masă cu deputații și să lucreze ca acest lucru să fie îmbunătățit, pentru că eu aș fi de acord cu ce a zis doamna Stamatkin, a zis că sunt unele persoane care sabotează procesul. Da. Nimeni nu vrea, vă asigur, eu cred că intenția nu este de a boicota și de a încălca drepturile la orice persoană. Nu contează dacă ea este mai mult sau mai puțin faimoasă în țara noastră, dar noi trebuie lucrurile să le mișcăm. Noi nu putem să ne ascundem peste niște procese care nouă ne dăunează pentru aflarea adevărului și să nu ajungem tot timpul la concluzia că de ce cineva care a furat un harbuz este condamnat și cineva care a furat o țară întreagă, da, nu este. Tocmai de ce lucrurile trebuie să fie făcute cu bună credință. Iarăși, o lege bună sau o lege proastă în mâini bune tot timpul este dirijată corect. Și nu este necesar ca la fiecare lege și proceduri să fie detaliate în măsura în care tot noi, da, specialiștii sau deputații sau avocații sau judecători sau procurori, cădem în situația în care să nu avem un marjă de discreție pentru că legislația s-a făcut atât de tehnică măsura în care nu poate să meargă. O altă chestiune care eu sper foarte mult să fie în final discutată și aprobată, sunt diferite măsuri prin care anumite acte sunt considerate nule din instanța de judecată dacă ceva nu se întâmplă. Pe chestiuni minore care nu s-au făcut de organul de urmărire penală, adică procuratură, cinea sau alte instituții, pe chestii minore, absurde câteodată, ele sunt declarate nule și apoi evident că intervine nevinovăția persoanei. Când de fapt fapta a fost săvârșită, da? Sunt alte inițiative care sunt foarte bune și sper foarte mult să meargă, că atunci când este un acord dintr-o persoană juridică și procuratura, este o instituție nouă mai mult aplicată în Franța, măsura în care nu își recunoaște vina, dar recunoaște circumstanțele, ajung la un acord și după asta se urmează un proces penal împotriva persoanelor din conducerea persoanei juridice, măsura în care să se achite o pedeapsă penală și să lucrurile să meargă înainte cu investigația, pentru că eu cred că statul este interesat ca procurorii și alte instituții din organele de urmărire sau organele de drept să lucreze în mod eficient și să nu aplice, de exemplu, sancțiuni mari, dar decât să meargă la un acord de recunoaștere a vinovăției sau alte mijloace, alternative în alte cazuri de detenție, ca să nu avem așa de multe probleme, pentru că statul, la urmă urme, are nevoie și de persoane juridice care să genereze venituri, nu persoane juridice care să fie închise și să nu genereze. Dar revenind înapoi la ce a spus dumneavoastră cu viteza care se examinează, eu revin la ceea ce am spus anterior. Sunt foarte multe probleme care au fost generate din trecut, din investigarea proastă inițială a dosarilor, neaudiere la faza de urmărire penală a mai multor persoane specialiști, nu s-au făcut diferite expertize, sau o practică foarte dăunătoare, cum era anterior, dosarul se finaliza și se transmitea în instanța de judecată, fără a da voie vinuitului să facă cunoștință cu dosarele. Exact același caz, din câte, dacă eu nu greșesc aminte, a fost chiar și în cazul Ușor. Dar acolo, mă scuzați, sunt 10 de volume de dosare, adică, indiferent cine este persoana, dacă nu ne asigurăm... ani, dacă l-am fi lăsat pe domnul Ușor să studieze. Nu. Sunt termeni care stabiliți de procuratură. Nu, sunt. Dar sunt niște lucruri principiale pe care, indiferent cine este persoana acuzată, trebuie să fie respectate drept. Și atunci nu o să fie niciun fel de interpretare că este o justiție selectivă, că este o presiune din partea anumitor forțe atot puternice din politic sau din alte părți. Și ultima chestiune, dacă îmi permiteți, în conglomeratul din lupta asta care este în instanța de judecată, se mai adaugă și excepții de neconstituționalitate care în ultimul timp s-au majorat foarte mult. Da, ele sunt bine că, adică legea stabilește că dosarul se suspendă, doar că ce este interesant, că în dependență de dacă e cauză civilă sau penală, sunt diferite modalități. De exemplu, dacă în procedura penală dosarul poate fi examinat în continuare, da?
în cauza civilă s-a suspendat dosarul și se așteaptă hotărârea Curții Constituționale. Deci acest lucru trebuie tot să fie mai omogene. Da. Pentru că și la Curtea Constituțională dosarul se examinează cel puțin 6 luni. Și dacă este o chestiune importantă care este în opinia Curții, atunci se solicită opinia Comisiei de Veneția, cum este în cazul îmbogățirii ilicite. Când a ridicat, dacă nu greșesc, în vara acestui an, Curtea de Conturi Curtea Constituțională a solicitat opinia Comisiei de Veneția și care cel mai probabil va fi făcut, s-a emis la sfârșitul octombrie. Deci, și aceste lucruri tot trebuie să fie luate în considerare. Noi suntem un stat în devenire, multe lucruri sunt noi pentru noi, unele modificări la legislație s-au făcut cu rea credință, noi asta trebuie să recunoaștem în anumite perioade de timp și noi trebuie aceste lucruri să ne confruntăm prin aplicarea și cum se examinează dosarele în instanța de judecată. Dar noi nu putem la acest flux mare de dosare care vin în instanță, care și se mai complică, da, la care se mai adaugă, de exemplu, un număr mare de judecători care încă nu sunt numiți în funcție, care nu sunt evaluați, nu sunt promovați și asta tot afectează mersul examinării dosarelor. Nu zic că și judecătorii au partea lor de vină. De exemplu, cum ordonează părțile prin aplicarea minților ca să vină și să respecte instanța și să prezinte la ședințele de judecată, sau faptul că instanța, nu știu, Curtea de Apel sau Curtea Supremă, de multe ori nu își asumă adoptarea unor hotărâri finale decât să trimită cauza la rejudecare. Nu odată, că odată eu cred că ar putea să fie într-adevăr, dar când sunt trimiterea la rejudecare de mai multe ori, mai ales în dosar de penale, atunci, lucrurile sunt... tergiversare premeditată, ca să nu zicem altfel. Și apropo, legea interzice, rejudecarea... Da, la noi legea mult interzice. Și, dar... absolut, exact. În contextul ăsta n-am avut-o în baza unei petiții pe care am recepționat-o la Parlament ceva mai devreme anul acesta, cu privire la deci trimiterea repetată la rejudecare. Am solicitat de la Consiliul Superior al Magistraturii statistica. Ca și să vedem dacă speriat, într-adevăr... Da, erau, în jur, 30 dosare trimise de două ori la rejudecare, câteva, vreo 15, nu mi-aduc aminte exact, 20 de 3 ori la rejudecare. Deci, deși codul de procedură civilă scrie foarte clar că nu se trimite de a doua oară la rejudecare, ci o singură dată. De acest lucru mai sunt mai accepti, ați mai dar... observat și un model anume, poate anumite cazuri erau asta urmează litigii să... comerciale sau urmează... erau da, persoane importante asta sau... de regulă sunt atunci... asta de regulă sunt litigii comerciale, da. Deși eu am văzut situații în care și litigii penale au fost trimise de la rejudecare de câteva ori. Cazul domnului final... Gacichevici examinează în primă instanță în timp de 9 ani și nu se știe nici cu averile care s-au pus în primă instanță de 9 ani. Da. Da. Și n-am zice că e ceva mega superior, dar dumnealui cred că de asta și este inspirat în Federația Rusă să scrie poezii. Da. Decât să vină și să examinezi dosarul. Sunt convins. Domnule Stamate, avem un condamnat penal în primă instanță, domnul Ilan Șor, care deja de mai multe săptămâni scoate oameni amărâți în stradă, îi plătește cu câteva sute de lei și dânsii mimează un soi de protest împotriva Parlamentului și președinției. Cum evaluați dumneavoastră situația de destabilizare pe care o încearcă acest personaj, așa cum am vorbit, care se află în fața unei condamnări finale? Este strigătul disperat al unor persoane care deci luptă de fapt împotriva justiției pe care noi încercăm să o restabilim în această țară. Condamnările se apropie tot mai rapid și atunci ce pot să facă? Ce pot lor să soluție, facă? Ultima lor soluție este să încerce anumite acțiuni de destabilizare. Oamenii care protestează în fața Parlamentului sunt cetățenii acestei țări, au dreptul, absolut, au dreptul la toate acțiunile de manifestare pașnică, atât timp cât este pașnic, și au dreptul să fie acolo. Dacă sunt sau nu plătiți, am văzut investigații. Am văzut cu toții, da, și noi suntem jurnaliști. Că, exact, sunt sigură că și organele de drept colectează anumite informații. Dacă se demonstrează că banii respectiv provin din surse ilicite, trebuie să întreprindă acțiunile de rigoare. Deci cam asta este. Și pe finanțarea partidului este dosar penal. Deci, respectiv, cumva toate aceste acțiuni urmează a fi luate și analizate în ansamblu. Da. Domnule Guzun, procurorii au finalizat urmărirea penală pe 2 capete de acuzare în privința ex-președintelui Igor Dodon și au dijuns dosarul pe care urmează să-l trimită în judecată. Cum vedeți că se mișcă lucrurile pe dosarele domnului Dodon?
Eu nu pot să vă dau o apreciere. Dacă mi-ați observat, în special în cauza numitului, foarte puțin ce se discută. Adică eu cred că acolo sunt multe lucruri care le vom afla ulterior. Cel mai important este că este o comunicare din partea procuraturii care ne spune despre anumite faze. Probabil vom afla și ulterior. Dar eu bănuiesc că, doar știți bine că mai sunt și alte cauze penale și să nu fie o interferență de anumite informații care ar putea să prejudiceze. Părerea mea, nu știu. Da. Ați mai auzit că mai sunt și scurgeri de informații care au fost subiectul cel puțin anul 2022 au fost două, adică subiectul de scurgerilor de informații a fost subiectul la două ședințe la Consiliul Suprem de Securitate. Da. Deci lucrurile sunt mult mai grave. Pentru mine cel mai important este ca toate acuzațiile care pentru mine ele sunt destul de grave, nu vorbesc de finanțare ilegală, aici lucrurile din câte s-a comunicat și am văzut noi sunt clare, dar nu știu în privința dumnealui, nu mă pot chiar expune, dar cel puțin vedem finanțarea partidelor politice la anumite partide politice, în mod este evident cum are loc această finanțare, dar în partea ce ține de acuzare de trădare de țară, este o, pentru mine este o acuzare destul de gravă în privința unei persoane care a deținut o funcție în stat și eu aș fi foarte curios să... Doamna Stamate, la câte capete de acuzare are Igor Dodon împotriva sa, ar putea deveni dânsul cel mai răsunător caz din ultimii 30 de ani de condamnare din Republica Moldova și dacă vedeți că ar putea recurge și dânsul la gesturi disperate, așa cum am vorbit mai devreme că domnul Șor o face deja de săptămâni. Dacă mai poate. Dacă mai are capacitatea. Am văzut că a încercat, așa, a făcut niște tentative de a-i convinge pe colegii lui. Chiar se arăta supărat așa. Da, se arăta supărat că nu se alătură protestelor și probabil asta face parte din tentative, dar nu știu dacă poate să facă mai mult decât atât. Pentru noi este important ca investigațiile care au loc în dosarele în care este vizat să aibă, deci să fie corecte, să fie făcute corect și calitativ, deoarece acest dosar nu este mai important sau mai puțin important decât altele, dar el este sensibil. Din punct de vedere politic, vrei, nu vrei, deci este un dosar sensibil. Ca și Epinim și celelalte dosare mari, de care am discutat anterior și așa, ele sunt dosare sensibile și ele sunt foarte, așa, la limit, foarte ușor pot fi sau... poate fi guvernarea acuzată de fapt că este un dosar politic, da? Sau instrumentat politic. Da. Și aici trebuie să fim foarte atenți și noi, ca reprezentanții ai guvernării, în declarațiile pe care le facem, dar și procuratura în fiecare acțiune pe care o întreprinde pe acest dosar. Deci inclusiv acele scurgeri de informații, inclusiv, deci multe... Deci trebuie să pur și simplu să respecte procedura cap-coadă, atât la etapa investigării, cât și la etapa examinării în instanță și doleanța mea este ca aceste dosare, în mod special, să fie examinate cu ușile deschise, decât dacă nu sunt circumstanțe care împiedică examinarea cu ușile deschise sau dacă sunt anumite ședințe din cadrul examinării care urmează să fie examinate cu ușile închise. În rest, eu sper foarte mult ca judecătorii să nu, să nu îngrădească accesul publicului la... Și v-aș mai întreba dacă vedeți cumva și o presiune din partea domnului Dodon prin aceste... nu știu cum aș putea să le numesc, stereotipuri, nu iese să spună ceva, iese prin intermediul presii și de obicei presă de limbă rusă. Am văzut foarte mult că se perindă pe la dânsul pe acasă, el se victimizează. Dumneavoastră o vedeți ca pe o presiune asupra procurorilor sau e o strategie? Cum o vedeți dumneavoastră? Eu văd ca o slăbiciune. Ca o slăbiciune a dumnealui, deci este un strigă de disperare, de fapt. Este o încercare de a mai demonstra ceva sau de a mai face un pic de PR pe deci cazurile pe care este vizat. Dar asta nu o să-l ajute. Da. E foarte interesant ce face dânsul și o să vedem cum decurge dosar. Domnule Guzun,
Deci vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că știm că ministrul pentru Europa al Regatului Unit a fost la Chișinău și a vorbit inclusiv despre aceste cazuri de posibilă extradare a unor personaje, alte personaje decât am vorbit în seara asta, respectiv domnul Gheorghe Cavcaliuc și domnul Vyacheslav Platon, care știm foarte bine că se află, bine mersi, la Londra. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este posibil să-i vedem aduși în curând în țară? Apropo, ați uitat să menționați de domnul Botnar. Da, și domnul Botnar. Să nu se supere, da. Apropo, că l-ați numit. Îi țineam minte doar porecla și n-am vrut să sune peiorativ, da. Ok, bun. Corect, a spus că printre altele s-a discutat și despre, la general, persoanele care sunt acuzate de dosare în Republica Moldova. Dumneavoastră, dacă ați observat în ultimii ani agenda mai multor țări din vest, da, vorbim de Uniunea Europeană, Regatul Unit, pentru că deja nu mai este membru a Uniunii Europene, a Statelor Unite, este o tendință foarte clară și din ce în ce mai dură în privința spălării banilor ca urmare la Panama Papers, care a fost scandalul respectiv. Au fost și alte lucruri care s-au întâmplat, de exemplu, Magnitsky, legea Magnitsky, da, care a fost adoptată în Statele Unite și urmează o directivă similară sau orice formă de document să fie adoptat la nivelul Uniunii Europene. Marea Britanie a adoptat la rândul ei mai multe mecanisme anticorupție. Mai multe state au ratificat Convenția ONU împotriva corupției. Cazul Filat, Luca Filat, deci mecanismul cum au fost acei bani transferați Republicii Moldova a fost pentru că Republica Moldova și Regatul Marii Britanii sunt membri semnatari și au ratificat Convenția ONU împotriva corupției. Da. Dar nu vreau să neg factorul politic, deci angajamentul politic, pentru că dacă noi nu am fi avut o guvernare care să aibă o politică externă și internă puternică împotriva corupției, nu cred că și alte state ar fi luat în serios mesajele care vin de aici și să ajute această guvernare. Cazul Luca Filat, 400.000 de lire sterline au fost dați bugetul Republicii Moldova, care au fost un suport pentru un program social, dacă nu mă pentru un program social. Asta eu cred că orice este un lucru binevenit și este de fapt un ajutor foarte mare pe care l-a acordat guvernul Regatului Unit în această privință. Să nu uităm că sunt foarte multe mecanisme care de mai mulți ani trenează la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, la inițiativa Ministerului Justiției și altor instituții de a avea acorduri de cooperare bilaterală sau multilaterală, începând cu rezolvarea problemelor care țin de lipsa de reacție pe cazul landromatului rusesc și alte lucruri care acum se rezolvă. Sunt acorduri bilaterale. Sunt deja inițiate mai multe proceduri și noi vedem că mai multe state reacționează și dau curs solicitărilor instituțiilor din Republica Moldova. De ce? Eu nu aș vrea să leg vizita oricărui ministru doar pe componenta de anticorupție, pentru că agenda dumnealui a fost și pe partea comercială și alta. Dar a fost și inițiativele care țineau cu România, care țineau cu statul Israel și cu alte țări. Și cu Federația Rusă, de multe ori, mai multe solicitări trenează de mai mult timp. Dacă vă aduceți aminte de o persoană care a fost condamnată, nu doar Platon, chiar și mai de mult. E vorba de domnul Karamalak. Deci sunt niște dosare istorice pe care cu anumite țări noi nu reușim să ajungem la niște acorduri ca să avem un succes din investigarea și aducerea lor în fața justiției. Pentru a concluziona, eu cred că e foarte bine acum, dacă sunt aceste mesaje, modificarea la legislație, acest mesaj puternic anticorupție, care se pliază cu acțiunile concrete de modificare legislației, evident că și guvernele străine vor fi bucuroase pentru a ajuta Republica Moldova. Unde dintre, zicem, acțiunile sau solicitările Uniunii Europene către Republica Moldova este consolidarea statului de drept. Asta și este mecanismul de cooperare. Republica Moldova își îmbunătățește mecanismul, își consolidează instituțiile, își îmbunătățește legislația, ceea ce de fapt solicită de mai mulți ani Uniunea Europeană, încă de la momentul când am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deci este un ajutor și o creștere treptată, naturală, de la multe lucruri care s-au întâmplat mai mulți ani în urmă. De ce? Mie nu mi s-a părut, nu mi-a părut așa în față, în context, că anume este vorba de
diaspora noastră din Marea Britanie sau din alte țări, da, care este foarte mult dorită de organele de drept din, da, Moldova. Doamna Stamate, am tot vorbit în seara aceasta de tot fel de personaje reprobabile, dar știm că pot fi judecate și în lipsă. Dacă pot fi judecate în lipsă, mă gândesc că procesele lor se pot accelera din acest punct de vedere? Da, într-o oarecare măsură se pot accelera, deci ar putea să pornească un pic mai, da, mai târziu, deoarece sunt procedurile care trebuie să respectate până a fi trimis dosarul în judecată, dar odată trimis în judecată, evident că nu vor mai fi aici pentru a utiliza mecanismele de tergiversare a examinării cauzei și deci se va compensa cu siguranță din, da, partea asta. Vis-a-vis de extrădări, da, aici contează foarte mult încrederea pe care o au sistemele de drept din țara corespondentă, da, deci din țara respectivă, în justiția din Republica Moldova. Nu atât în guvernarea din Republica Moldova, da, cât în justiția. Exact, fiindcă în momentul în care există o cerere de comisie rogatorie din partea procuraturii sau o sentință a instanței de judecată, de exemplu, deci în privința cuiva și se solicită extrădarea pentru ca persoana respectivă să-și execute pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova, justiția din țara respectivă, prima întrebare este, este un dosar, de exemplu, este un dosar politic, este o condamnare corectă și echitabilă. Deci nu este vorba aici de o justiție selectivă și așa, așa. Și, deci, asta este primul aspect. Deci ei trebuie să fie convinși că la bază sunt documente emise de niște autorități care au acționat în baza legii. Și doi la mână, de regulă, ei au și avocați buni, da? Da, fiindcă au resurse din ce să, încă mai au resurse din care să-i achite. Da. Și avocații utilizează mecanismele existente în țările respective pentru a lungi procesul de potențială, da, extradare. Da. Dar, într-adevăr, odată ce pot fi transmise dosarele în judecată în lipsa învinuitului, acest lucru reduce din riscuri, deoarece chiar dacă nu se reușește extradarea lor până la începutul examinării cauzei judecată, se examinează, dacă sunt probe, se condamnă, averile care au fost puse sub sechestru se confiscă în favoarea statului și, deci, cel puțin averile au fost confiscate, averile care au fost acumulate pe cale infracțională au fost confiscate în favoarea statului și atunci când acest lucru devine posibil, persoana este extradată în Republica Moldova pentru executarea sentinței sau, prin recunoașterea hotărârii instanței, poate să-și execute sentința în țara respectivă, în funcție de, deci dacă este și cetățeanul țării respectiv. Da. Domnule Guzun, apropo de aceste bunuri sechestrate, s-au adunat ceva din ce cunoaștem din statisticile statului Republica Moldova. Cum ar putea fi ele valorificate? Pentru că știu că în lipsa unei decizii finale nu prea poți să faci mai nimic asta. Aici sunt mai multe elemente care trebuie luat în considerare. Prima este că noi putem să punem, adică instituțiile de stat din Republica Moldova pot să pună sechestruri și să le identifice mai ușor și rapid pe, da, cele care se află pe teritoriul Republicii, da, Moldova. Pe cele care se află în străinătate au fost mai multe proceduri îngreunate, dar se pare că unele țări, de exemplu Franța, Germania, Elveția, deja au început să dea curs la mai multe solicitări și organele de drept să primească răspunsurile în termeni mai rapizi. Deci asta este un lucru. Ce ține de valorificare? Că să nu uităm că au fost și, dacă vorbim de creditele neperformante, da? De exemplu, în cazul domnului Gachkevici, suma prejudiciului a fost de câteva zeci de ori mai mare decât sechestrul bunurilor pe care s-au pus, pentru că au fost creditele neperformante, ceea ce înseamnă că valoarea bunurilor era cu mult mai mică, subestimată, decât prejudiciul cauzat. O altă situație ar fi bunurile care nu se află în Republica Moldova, dar faptul că domnul Vladimir Felat, de exemplu, a fost condamnat, o parte foarte mică din bunurile în baza
baza cărui el a fost condamnat, au fost puse cheți și au fost valorificate. Da. Și aici apare întrebarea cu beneficiarul final, cu alte lucruri pe care, inclusiv la moment, din cât cunosc eu, o să fie făcute până în decembrie mai multe modificări la legislație pentru a putea, prin diferite mecanisme, să se identifice printr-o procedură și, apropo, prin niște standarde care sunt în bază la o directivă, inclusiv a unei directive a Uniunii Europene, în partea țin de spălarea de bani. Adică sunt niște lucruri care se îmbunătățesc între timp. Dar avem cazuri, vă spun, cazul domnului Filat, pentru că asta s-a discutat foarte mult, că sentința, prin sentință s-a stabilit confiscarea bunurilor în valoare mai mult mai mare decât cea care a fost identificată la moment. Și eu cred că noi trebuie să discutăm în mod serios cum aceste persoane beneficiază și acum de anumite servicii. Mai mult chiar colegii mei de la Anticorupție au făcut o anchetă. Dânsul stă bine mersi într-o casă foarte mare. Nu mai țin minte la cât era evaluat, câteva sute bune de mii de euro. Deci nu îl întreabă nimeni. Și nu este doar el. Sunt mai multe lucruri care s-au îmbunătățit între timp. Dacă dumneavoastră vă uitați chiar din anunțurile care sunt făcute săptămânal de către agențiile pentru recuperarea bunurilor infracționale. Da. Se fac acțiuni, dar acestea sunt informații care sunt informative din partea mandatului care îl are agenția de recuperare a bunurilor infracționale. Mai sunt și sechestrele care sunt aplicate direct de procuror și instanța de judecată la examinarea dosarului, unde, din păcate, din partea la celelalte instituții nu este la fel o comunicare, măsura în care noi să vedem în tot ansamblu, tot acest mecanism de sechestru, dacă el dă rezultate sau nu. Și dacă vorbim de agenție pentru recuperarea bunurilor infracționale, sigur că această instituție trebuie să fie consolidată pentru a-și exercita mandatul până la sfârșit în partea ce ține de valorificarea bunurilor imobile. Pentru că sunt bunuri care ele trebuie să fie valorificate până ca persoana să fie condamnată. Adică să nu așteptăm persoana să fie condamnată și apoi să așteptăm ca să fie vândut bunul. Dacă pe bune a fost persoana achitată, banii se restituie, adică contravaloarea se restituie. Dar din câte noi vedem, adică urmărirea penală nu este, adică rata de achitare este mult mai mică, respectiv riscul din punctul meu de vedere ar fi mai mic. Da. Doamna Stamate, ce se întâmplă cu legea dezoligarhizării? Știm că ea este una dintre condițiile Bruselului. Funcționează la Kiev. Am văzut o parte din acești oligarhi care renunță, cel puțin, să mai dețină anumite instituții media cu care înainte funcționau așa ca bâte politice, să le spun așa. Știm că și în Republica Moldova oligarhii încă au trusturi puternice de presă. Eu, ca jurnalist, aș vrea să văd mai puține astfel de trusturi de presă. Vreau să vă întreb cum decurg lucrurile pe această lege a dezoligarhizării. Urmează să lucrăm în Parlament asupra modificărilor care trebuie să le implementăm, să vedem care anume dintre. Deci partea asta cu media, cu siguranță, deși în ultimii ani, în ultima perioadă, au fost luate mai multe măsuri care vizează, deci transparentizarea, de exemplu, proprietății media, așa, și deci sunt cumva, deci nu suntem... Nu trebuie să o luăm de la capăt. Da. Da? Deci sunt anumite măsuri care mai urmează a fi elaborate și vom veni în scurt timp cu un proiect de lege în privința aceasta. Da. Domnule Guzon, cum vedeți dumneavoastră această lege? Cum ar fi care ar fi forma, o formă bună, să spunem, în viziunea dumneavoastră? Nu numai pe partea de control media, dar poate și pe partea de implicare a oligarhilor în economie. Bine, noi nu avem oligarhi cam Ucraina sau în Federația Rusă, deloc nu. Dar sigur limitarea influenței politice și a forțelor politice în partea ce ține de instituțiile mass media, de informare în masă, ele trebuie să fie foarte bine delimitate, pentru că noi vedem că chiar și instituții mass media care aparent nu sunt sub oblăduirea anumitor forțe politice, ele de fapt acționariat, dar le vedem din punct de vedere editorial. Nici nu acționariat. Noi vedem că ele sunt surse de livrare a informațiilor, dar de fapt acolo sunt două, trei persoane care copie informația de la jurnaliștii care își fac munca. Dumneavoastră
viață și alții, da. Și doar prin ajutoare, inclusiv da. De la unii donatori, inclusiv de peste Prut, lucrează și asta este și o formă de concurență neloială. Dar cu siguranță, adică eu nu știu, că nici nu a fost anunțat conceptul din partea Parlamentului, cum vede această lege a deoligarhizării, dar dacă noi vorbim de partea de mass media și alte, iată, aceste magazine sociale, da? Da. Tot este o formă de influențare a Absolut. Maselor. Noi nu vorbim doar o instituție în care tu să vezi să citești știrile, vezi și aceste mecanisme pe care mai noi le folosesc. Dacă îți dau la prețuri de dumping de un leu pâinea, te întrebi cum reușesc din punct de vedere economic. E vreun miracol? E vreo schemă Ponzi în spate? Ce este acolo? Finanțarea ilegală a campaniilor electorale și astea sunt modificări da. Care noi deja le-am introdus noul cod. Exact, noul cod electoral, proiect de cod electoral și modificări, deci înăsprirea sancțiunilor în codul penal pe da. Corupție electorală. Asta tot face parte din același, adică sunt câteva acțiuni care deja sunt aici și acolo, deci trebuie să vedem care dintre care au mai rămas a fi încă adoptate și atunci să Da, dar cu siguranță forța unor persoane care, de exemplu, până nu de mult au fost în privat și au devenit politicieni sau da. Invers, au exercitat anumite atribuții la diferite funcții în stat și la un moment dat sunt lideri la diferite companii cu capital de câteva milioane, eu cred că aici sunt niște lucruri care sau mai sunt fine. Sunt niște funcționari care au vreo câteva milioane în conturi, că au mai avut și de genul ăsta care dădeau bani cu camătă. Da, sunt și alte lucruri care legislația, inclusiv cu deoligarhizarea, împreună cu mecanismele de spălare a banilor, trebuie să rezolve mai multe chestiuni care nu doar țin de specificul Republicii Moldova, dar și care trebuie să fie în aceeași unitate cu legislația de spălare a banilor. Pentru că, de exemplu, pe sectorul bancar, cred că avem unul din cele mai restrictive mecanisme de activitate și una din cele mai mari penalități care se ridică până la 5 milioane de euro în comparație cu țările din Uniunea Europeană. De exemplu, dacă o bancă comercială ar da. Intra pe piața din România și ar scoate la bursă vânzarea acțiunilor, n-ar putea să le vândă. Pentru că noi, în Republica Moldova, pentru vânzarea acțiunilor mai mari de 1%, trebuie să ai acordul băncii naționale. Pe când în România, la orice sumă nu ai nevoie de nimic. Adică tranzacționările respective, care este și o piață, dar datorită faptului că am avut acea spălătorie rusească, am avut da. Acea fraudă, adică asta a fost unica soluție pentru a închide. Da, și noi mai avem încă situație problematică cu în sistemul bancar, lucruri care încă anumite riscuri care mai sunt litigiile în instanța de judecată, care apropo se află în raportul Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, în raportul acesta, offshore, da? Care l-am prezentat în iulie, da. Adică am indicat acele riscuri care sunt niște care încă mai persistă pe undeva la anumite instituții. Da. Doamna Stamate, știm că 6 din 9 cerințe de la UE se referă la zona justiției. Suntem în grafic cu cerințele de la Bruxelles pe reforma justiției. Unde vedeți dumneavoastră că poate s-ar putea accelera acest proces? Nu știu dacă este spațiu de accelerare, nu neapărat pe partea de implementare la noi. Da. Cât pe partea cealaltă la UE, în procedurile lor de luare a deciziilor și de pornirea procesului eventual, deci în speranța așa, de pornirea procesului de negocieri. Înțeleg că nu se discută să fie luată o decizie în acest sens foarte curând, adică în decembrie, deci decât viitor, exact. Teoretic ar exact. Fi timp. Dar și până acum, noi suntem, până atunci, noi cu siguranță suntem în grafic. Da, nu sunt anumiți indicatori, nu sunt foarte măsurabili, de exemplu, pe partea de condamnări, da? Deci dosare sau eficiența în dosarele de mare corupție, deci aici nu este foarte clar câte, da? Sau câte da, trebuie câte să, așa, ce, să livrăm, da. Dar cred că efortul va fi apreciat în măsura în care deci, un anumit număr de dosare va fi expediat în judecată din cele care sunt investigate și să vedem, poate totuși se obține cel puțin o condamnare. Da? Asta ar fi, da. Cred că ar fi un semnal puternic. Un exemplu bun pentru, dar în rest, în ceea ce ține că majoritatea de celelalte țin de modificarea legislației și preveting cu un principiu da. Care oricum se finalizează până atunci. Până la sfârșitul anului?
Deci calendarul este să se calendarul finalizeze. Calendarul s-a tot decalat. Da, e adevărat. Până la sfârșitul anului s-a pentru membrii CSM și CSP și încă probabil o lună sau două pentru membrii colegiilor CSM și CSP. Deci să depășească 31 decembrie pentru membrii colegiilor specializate. Cam asta ar fi și ulterior să continue cu evaluarea judecătorilor CSJ. CSJ, da. Da, dacă avem aprobarea Comisiei de la Veneția la sfârșitul acestei luni pe proiectul de lege cu privire la reforma Curții Supreme de Justiție. Asta ar fi următoarea etapă, după care deja o altă comisie pe vetting. Mai mare, și comisia mai mare și secretariatul ceva mai mare, ca să mergem cu viteză mai mare pe vettingul. Cam câți ar trebui să treacă prin acest proces? În jur de 2000 magistrați? Nu, sunt 2000, sunt mai puțini, cât sunt? 800 de procurori și 400-500 de judecători? Sunt în funcție, vorbim de 460 de judecători și 640 de procurori, dar eu sper foarte mult, poate între timp unde își mai dau demisia. Da, chiar asta vreau să întreb. Ca să mai ușurez activitatea comisiei. Poate că odată demarat acest proces de vetting, unii mulți vor fi descurajați să mai rămână. Nu. Eu ziceam, acum de persoane care sunt dăunătoare, pe care foarte mulți le cunosc, nu atât de averi justificate, dar care au făcut mai multe injustiții decât justiții, deci noi le cunoaștem mai mult sau mai puțin numele completele, daunele care au fost aduse și Republicii Moldova, și cetățenilor, și imagine în justiție și dacă acest grup mic, comparat cu totalul, evident, și-ar da demisia, cred că asta ar fi un semnal bun pentru toți, ca să fie și comisia de privitin să examineze dosarele mai repede și să nu fie aceste tergiversări de dosare. Dar eu cred că ar fi și cred că un preț pe care orice cetățean, părerea mea, mai bine l-ar plăti să plece persoana din sistem decât să rămână până când să mai dăuneze ceva justiție. Dar indiferent de asta, sancțiunile pentru persoanele care nu trec evaluarea pentru funcția de judecător și procuror ulterior, sancțiunile sunt foarte mari, inclusiv cu lipsirea de dreptul de interdicția de dreptul de a lucra în sistemul, în profesia juridică timp de 10 ani. Și vă dați seama, asta este una din la care se mai adaugă pensiile speciale, la care se mai adaugă indemnizația, care dacă a fost achitată se întoarcă înapoi. Adică sunt niște sancțiuni destul de dure care sunt asumate tot prin decizii politice, pentru că sunt foarte mult criticate de către judecători. Dar în același timp, sper foarte mult ca aceste sancțiuni și proces să fie adăugate cu majorările de salariu în sistemul judecătoresc. Doamna Stamată, domnule Guzun, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Sunt lucruri importante de discutat în continuare pe această reformă a justiției. Sper să vă revedem în curând în studioul nostru. Vă mulțumesc frumos pentru prezență în seara aceasta. Și ne vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și ne revedem mâine la aceeași oră. Să aveți o seară bună!